Salut, ăsta e vechiul meu Pioneer, un radio cu CD și va fi înlocuit de către o chinezărie No Name. Și acum avem în imagine noul player chinezesc, se pare că este și el destul de dotat, are multe fire. Să trecem la treabă. Deși instrucțiunile sunt în chineză, sper că am reușit să fac conexiunile așa cum trebuie. Gata, acum chinezăria a luat locul Pioneer-ului, să vedem și dacă funcționează. Salut, playerul a fost montat pe mașină și îl voi porni din butonul de power, care este totodată și butonul de volum. Aici este display-ul cu touchscreen și pe care îl voi deschide manual. După cum se vede, am intrat în meniu și acesta este în limba chineză, deoarece playerul este destinat pieței chineze, dar acesta are și meniu în limba engleză. Acum voi trece meniul din limba chineză în limba engleză. Aici avem diferite setări pentru radio, pentru bipul care l-a auzit când ating touchscreen-ul. Aici se reglează data și ora. Aici diferite setări pentru fișierele media, sortare după denumire, dacă se acceseze folderul sau dosarul direct sau să intre direct în fișiere, să revină redarea din locul unde a fost întrerupt ultima oară. Aici este o altă setare, și anume despre display, luminozitatea, ca și imagine de fundal, ce putem alege, are el câteva imagini, dar ne și putem pune o poză proprie, și are funcția de parcare, și anume, în mod normal, playerul ar trebui folosit numai când mașina este oprită pe loc. Dar dacă dorim ca playerul să redea imagini video, va trebui să trecem această setare pe off pentru a putea permite acestuia să redea fișierele și în timpul mersului. Acum voi reveni la meniul principal și aici sunt descrise funcțiile playerului, și anume muzică, filme, fotografii, intrare video, are două intrări video, un soft pentru televiziunea mobilă chinezească. Nu au soft și pentru o eventuală televiziune mobilă europeană, noi nu avem așa ceva. Avem aici un soft pentru GPS, Bluetooth, pentru convorbirii în timpul mersului. Avem și un soft pentru radio, bineînțeles. Aici se pot accesa fișierele de pe card, redare fișiere flash, accesare fișiere text, setările în care am intrat puțin mai devreme. Aici avem un soft pentru conexiune la comenzile de pe volan ale anumitor tip de mașini, calendar, calculator și cronometru. De exemplu, dacă intru în meniul de fișiere, voi intra pe cardul SD care este montat aici și să presupunem că aș dori să șterg un anumit fișier, intru pe meniul de ștergere și îl voi șterge. Dacă doresc să intru înapoi în meniul principal, ați văzut pe ce buton se apasă sau pe ce regiune a display-ului se apasă și acum voi accesa meniul de muzică. Dacă accesez meniul de muzică de pe display, veți vedea că intră direct în cardul SD și aici îmi arată toată muzica care o am pe card, indiferent în ce folder sau dosar este pusă aceasta. Dar dacă voi dori să pornesc direct muzica, pot folosi telecomanda playerului, aceasta este telecomanda playerului, și apăsând pe butonul de muzică, veți vedea că muzica începe să fie redată direct. Întotdeauna va începe redarea cu prima melodie care se află pe cardul SD, la cardul acesta de care am spus mai devreme. Aici este un buton cu meniul și anume să repetă un fișier, mai multe amestecate. Aici avem despre efectul audio. Acum voi da mai încet pentru că vreau să vă arăt și cum se accesează meniul audio. După cum se vede, volumul este în dreapta și apoi pot regla față, spate, stânga, dreapta, medii, baș. Eu deja am reglat așa cum mi-a plăcut. Mă întorc în meniul principal și acum vă voi arăta cum se accesează
meniul de filme, bineînțeles se poate după telecomandă și începe cu primul film care este pe cardul SD, da? Sau pot intra direct în meniul playerului, cum am intrat și la muzică, pentru a-l accesa numai fișierul dorit, deci să nu înceapă cu primul fișier video. Acum eu din telecomandă vreau să merg la un fișier pe care mi-l doresc a fi redat. Este vorba de un film Full HD la rezoluție 1080p. Filmul este de tip MKV cu subtitrare inclusă și după cum se poate vedea subtitrarea este redată. În schimb are o mică problemă la subtitrare în momentul în care filmul are mai mult de subtitrare, are mai mult de două rânduri, partea a doua a rândului poate fi nu poate fi afișată în totalitate. După cum se vede, al doilea rând este tăiat în partea de jos. Acum mai există încă un meniu undeva în partea dreaptă. De aici putem accesa pista audio, cum să fie afișat display-ul, strălucire, precum și alte funcții. Bun, voi ieși din meniul player-ul, nu înainte să vă spun că redă și fișiere cu sunet DTS, deci acesta este un fișier cu sunet DTS de tip MKV. Acum voi opri acest fișier pentru a intra și în alte... Am folosit telecomanda. În meniul radio este simplu, acesta va începe să scaneze posturile radio și la postul respectiv se poate reveni accesând postul respectiv. Ne întoarcem de la radio și acum vom intra în meniul de în meniul video. Eu am la mine la mașină montată o cameră video care este conectată în permanență la mașină și pentru a vedea ceea ce filmează ea, pur și simplu apăs pe acest buton. Camera încă nu este fixată definitiv și vedeți acum o porțiune din interiorul mașinii, de exemplu acela e playerul, aceasta este telecomanda. Dar mașina mai are încă o cameră montată în spate. Eu o folosesc ca și filmare pentru traficul din spatele mașinii. În momentul în care motorul merge și eu comut pe marș arier, o să vă arăt acum. Deci eu pornesc mașina. În momentul în care eu comut în marș arier, veți vedea cum se comută imaginea la camera din spate. Acum este camera din spate, filmarea este obținută la camera din spate. Scot din viteză, se comută pe camera din față. Bineînțeles că eu mă pot afla în absolut orice meniu al playerului. Să zicem că mă aflu în muzică sau, de exemplu, în Bluetooth. În momentul în care eu accesez marș arier, acum am băgat în marș arier, camera din spate va porni filmarea, afișarea acesteia pe display. Chiar și în timpul redării unui film sau a unei melodii, în momentul în care mașina este băgată în marș arier, se produce comutarea la camera din spate. Acum voi opri playerul complet și am să vă arăt că acesta pornește în momentul în care eu bag în marș arier. Acum voi băga în marș arier. Am băgat în marș arier. Playerul pornește automat, singur. Și acesta deja se va comuta pe camera montată în spatele mașinii. După cum se vede,
imaginea pornită. În momentul în care eu scot din mașariel, playerul rămâne pornit, deci nu spre, acesta nu se oprește și eu pot reveni la setarea de inițială, să zicem, să redau un fișier audio. Acum voi arăta softul de navigație GPS, îl pot accesa direct din telecomandă. După cum se vede, partea audio de muzic, redarea muzicii a rămas valabilă. Pot iarăși să dau un marșarier, da? S-a comutat la camera din spate, undeva în partea din stângă scrie back, asta înseamnă pentru mine că este comutată camera din spate. Acum voi reveni la softul de navigație GPS, îl voi porni, a rămas comutat totuși și pe, și pe muzică. Softul de GPS este pe acest card micro SD. Playerul a venit cu un soft denumit Navy One, pentru că era în limba chineză complet. Am preferat să folosesc un soft iGo. În momentul în care softul va porni de navigație GPS, veți observa faptul că deja se creează conexiunea la GPS și va fi afișată locația actuală în care mă aflu eu acum. Acum este arătată locația exact în care mă aflu eu acum, deci după cum se vede, accesul GPS s-a făcut foarte, foarte rapid. Acum eu voi dori să ies din softul de navigație GPS pentru a vă arăta o altă funcție a playerului, și anume funcția de Bluetooth. Acum revin în meniul principal și din nou la muzică. Acum voi forma un număr de telefon, voi intra în modul Bluetooth, în mod automat. Iată, în momentul în care eu am format, deja acesta s-a conectat. Tastele de pe ecran sunt valabile. E, acum voi comuta și în marșarier, deci în timp ce vorbesc la telefon pot comuta în marșarier și iarăși am redată imaginea din spate. Acesta a fost și partea de Bluetooth și în acest fel v-am arătat funcțiile principale. Acum a revenit și la muzică. Așadar, meniurile principale au fost arătate, funcția de GPS a fost arătată, sunetul, după părerea mea, se aude bine. Cam acesta este totul despre acest player MP5 fabricat în China. La revedere!